1364 de absolvenți de liceu din județul Călăraș au susținut săptămâna trecută probele scrise ale examenului de bacalaureat. În urma rezultatelor obținute până la rezolvarea contestațiilor, procentul de promovabilitate la nivelul județului nostru este de 59,82%. Mai multe detalii primim de la inspectorul școlar general Raluca Maria Caraion. S-a desfășurat examenul de bacalaureat, s-au depus contestațiile. Când vom afla rezultatele finale? Vineri pe 9 iulie vor fi afișate rezultatele finale. Dar la acest moment, ce rezultate sunt? Am bucuria să vă comunic faptul că la nivelul județului Călăraș procentul de promovabilitate este în creștere. Este vorba de munca și efortul tuturor celor implicați, nu doar în organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021. Aici este vorba de munca tuturor cadrelor didactice implicate pe parcursul a 4 ani din viața acestor absolvenți, munca și efortul directorilor, al inspectorilor, repet, a tuturor celor implicați și, bineînțeles, a elevilor, a părinților, pentru că, după cum am mai discutat de atâtea ori, relația școală-familie este fundamentală și iată că a dat roade. Așadar, repet, că am bucuria să vă comunic faptul că procentul de promovabilitate la nivelul județului Călăraș este de 59,82%, deci ne-am apropiat de 60%. Avem speranțe că după contestații poate începe cu cifra 6 și îl depășim un pic, că de regulă e în creștere după contestații. Câți elevi s-au înscris și câți au susținut examenul? S-au înscris 1452 și au fost prezenți 1364, aproximativ 93,93% prezenți. Au fost elevi eliminați? Da, așa cum am mai discutat, am rămas cu acel eliminat în prima probă. Deci nu am mai fost și alții? Nu, alții n-am mai avut. Ce liceu are rezultatele cele mai bune? Aș putea să vă spun și un podium, pentru că top 3-ul este puțin schimbat anul acesta. Îi felicit pe toți, dar Colegiul Național Barbuștit pe Călăraș este pe locul 1, cu un procent de 91,04%. Locul al doilea, Liceul Teoretic Mihai Eminescu Călăraș, cu un procent de 84,03% și Colegiul Național Neagoie Basara Boltenița, 81,70%. Deci sunt aceleași unități de învățământ, doar că s-a schimbat puțin ordinea. Și medii de 10? Avem și 2 medii de 10 la nivelul județului, o medie de 10 la Liceul Teoretic Mihai Eminescu și o medie de 10 la Colegiul Național Neagoie Basara. Așadar, în Oltenița o medie de 10, în Călăraș și o medie de 10. Avem și unul sau mai multe licee cu promovabilitate 0? Doar o singură unitate de învățământ din nivel liceal, din păcate are procentul de 0% și din nou ne referim la Liceul Tehnologic din Bun Gorcea. Care sunt consecințele? Ce se va întâmpla? Nu vor mai primi aprobare la planul de școlarizare pe anul școlar, așa cum și-ar dori. Cu cât a fost procentul de promovabilitate față de anul trecut în nivel școlar? Referindu-ne la procentul dinainte de afișarea rezultatelor finale, adică înainte de soluționarea contestațiilor, avem o creștere de aproximativ 9%. Anul trecut, deci în sesiunea 2020, procentul a fost inițial 51,61. După contestații, a urcat la 52,65. Acum, în prezent, avem la momentul acesta 59,82. Doamne ajută să fie o creștere după contestații, cum a fost în anul. Pentru cei care nu au promovat, se pot înscrie pentru sesiunea din toamnă? Da, imediat după afișarea rezultatelor finale, de săptămâna următoare, urmează perioada de înscriere. Sesiunea august debutează pe 16 august 2021. Ce urmează în calendarul de activități ale statului școlar? Urmează 2 examene pentru cei, să zicem, mai maturi decât absolvenții de liceu și anume examenul de definitivare în învățământ și examenul de titularizare. Cel de definitivare este, sau definitivat, cum îi spunem, unei cadre didactice, debutează pe 14 iulie.